Elevii școlii din comuna Viișoara, județul Botoșani, care nu aveau acces la tehnologie, au primit tablete din partea unei organizații umanitare. 153 de tablete pe care sunt instalate aplicațiile necesare participării la cursurile online au fost distribuite copiilor din zona defavorizată. În plus, școala a fost dotată cu o tablă smart. În total, valoarea ajutorului primit se ridică la suma de 118.000 lei. Donația vine în urma apelului disperat făcut de conducerea școlii din Viișoara, care a sesizat faptul că niciun elev din unitatea de învățământ nu avea acces la școala online. Având în vedere situația, organizația Salvați Copiii a activat mecanismul de urgență pentru sprijinirea școlilor în contextul pandemic. Fondul de urgență este realizat cu ajutorul autorităților și al companiilor private. În total, un număr de 39 de școli din țară au făcut apel la mecanismul de sprijin lansat de Salvați Copiii pentru asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii.